la locul unde Domnul Iisus și ucenicii se îndreptau spre Ierusalim. Le spusese că va fi omorât și că va suferi acolo, dar poate că ei nu înțelegeau exact despre ce este vorba. Marcu zice că Iisus mergea înaintea lor și ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după el. M-am gândit mult la aceste cuvinte când am citit, parcă niciodată nu citesc pe aici. Și mi-am adus aminte și m-am gândit la viața mea de credință de când m-am întors la Dumnezeu. La început, totul mi s-a părut foarte clar. Și mă gândeam cum o înțeleg oamenii Scriptura, că e așa de clar în Noul Testament și așa de clar spune Domnul Iisus cum ar trebui să fim. După aceea m-am văzut pe locul vameșului, al fariseului. M-am văzut pe locul omului necredincios, deznădăjduit, bucuros că merge după Domnul Iisus, dar și câteodată tulburat și îngrozit. Și acest lucru m-a întărit și mai mult. Și m-am gândit că voi merge după Domnul Dumnezeul meu chiar tulburat, chiar îngrozită, chiar deznădăjduită, chiar bucuroasă, cum voi fi? Mă voi duce după El. Și dorința mea este ca cine se simte deznădăjduit și descurajat de lupta Lui, de viața Lui, să meargă înainte după Domnul Iisus. Amin. Doamne, dă-ne putere, Iisuse. Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost. Și sub brațul Lui cel veșnic este un loc de scăpare. Proslăviți dar pe Domnul în locurile unde strălucește lumină. Lăudați numele Domnului Dumnezeului lui Israel, ostroavele mari. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca viacurilor. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui. Din mâna Lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria Lui. Căci El a întocmit munții, a făcut vântul și spune omului până și gândurile lui. El preface zorile în întuneric și umblă pe înălțimile pământului. Domnul Dumnezeul oștirilor este numele Lui. Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încrede în El. Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredem. Acum să ne veselim și să ne bucurim, să ne bucurăm de mântuirea Lui. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului Său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru întotdeauna și în veci de veci. Amin. El va fi pacea noastră. Aleluia! Amin.